Sunt două minute din un ultim avertisment verbal pentru Bocoș din partea arbitrului Nedelcu. Pe două lovituri excepționate de Bocoș și din nou Velora. Nedelcu l-a aruncat la podea pe Luca Velora. Îl atenționează pe Bocoș. Destul de rezistent ringul și a făcut încălzirea, am putea spune. Urmează alte două partide de super grei, două partide între adevărații giganți ai ringului, atât la propriu cât și la figurat. Golopența. Foarte agresiv este Telmo. Da, bine, arbitrul a intervenit, trebuia să-și dea seama Telmo. Piciorul s-a lovit undeva sub centură pe Telmo. Da, cred că a fost repriza lui Telmo Ghiera. Nu doar pentru că a fost mai avântat, dar a avut multe lovituri mai clare. Începe repriza a doua. Ne aflăm la clash în Portugalia. Mult mai precis. Poate în această repriză a doua. Da, Telmo Ghiera. Paolo Telmo Ghiera obține victoria și își ia o frumoasă revanșă în fața adversarului său, José Baradas.